După 2 ani de stare de alertă din cauza pandemiei de COVID-19, România ar putea reveni la starea de urgență. Anunțul a fost făcut chiar de al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților, care nu exclude această ipoteză în cazul agravării situației din Ucraina. Liderul socialdemocraților, Marcel Ciolacu, spune că România ar putea decreta stare de urgență în funcție de ceea ce se va întâmpla la granița dintre Rusia și Ucraina. Serviciile secrete occidentale au anunțat că este iminentă o invazie a Rusiei în Ucraina, iar SUA și alte state și-au retras personalul din ambasadele de la Kiev. Ideea mea este că nu o să se întâmple chestia asta. În primul rând, Rusia o să urmărească numai interesele ei, de zona ei, care vrea să a luat Crimea, o să ia Donbasul și Luganskul, partea de est a Ucrainei, și după aia și o să-și infiltreze în Ucraina, așa zis, spion, pentru schimbarea regimului. Adică să fie un regim pro-Rusia. Să nu credeți mai... că românii nu vor fi afectați? Nu o să mai aibă pretenții la NATO, Ucraina sau la chestiile astea. Asta e părerea mea. Liderul Partidului Social-Democrat și șef al Camerei Deputaților din Parlament, Marcel Ciolacu, spune că președintele Klaus Iohannis ar putea convoca o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ar putea decreta stare de urgență dacă izbucnește un conflict armat la granița dintre Ucraina și Rusia. E rău. E rău că suntem un popor patriot. Și mă gândesc de multe ori că s-ar putea să avem probleme din cauza rușilor. Până acum a fost bine, așa cu greutățile de zi cu zi ale oamenilor. Dar trebuie să ne gândim și la faptul că dacă vine războiul peste noi, o să fie foarte, foarte greu. O să fie morți, o să fie oameni mai sărași decât sunt. Țara noastră s-a mai aflat în stare de urgență la debutul pandemiei de coronavirus, în primăvara anului 2022. Începând din luna mai 2020, România se află în stare de alertă, situație care ar putea înceta după finalizarea valului Omicron. Sunt problemele guvernanților. Consider că avem oameni bine pregătiți, parlamentari, chiar și cei de mehedinți. Nu trebuie decât să ne conformăm a ceea ce spun dânsi. Mai departe, asta e. Credeți că va fi un real conflict între Rusia și Ucraina? Nu cred. Sunt interese economice la mijloc de ambele părți. Se va ajunge la un compromis pentru că la ora actuală se dă bătălia pentru supremație. Ambele sunt forțe și militare și economice și se urmărește obținerea de noi piețe de desfacere. Pe durata stării de urgență, proporțional cu gravitatea situației ce a determinat instituirea acestora și nu numai, dacă este necesar, poate fi restrâns exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale, înscrise în Constituție cu acordul Ministrului Justiției.